Participantele pentru barajul de promovare în Liga a III au fost stabilite la finele săptămânii trecute, moment în care toate cele 41 de campioane județene au fost cunoscute. Printre cele 21 de dueluri se numără cel dintre Lanurile și CSM Adjud, campioana județului Vrancea. Dacă împerecherea era deja cunoscută de mult, tragerea la sorți fiind efectuată de FRF în februarie, în județul vecin, Adjud și Gugești au luptat pentru trofeu până la finalul întrecerii. Superliga din Vrancea a fost câștigată la statistici după ce ambele pretendente la baraj au avut o linie de clasament aproape identică. În cele din urmă, în ultima etapă de play-off, Adjud și-a asigurat un gol averaj foarte bun, 68-5, grație victoriei cu 11-0 în compania celor de la Panciu. Gugeștiul, echipă care bătuse în ultima etapă cu 9-0, a încheiat competiția pe locul secund cu un gol averaj de 54-5. Ce regulamentul la ei? Egal la egalitate de puncte să ia cu la vrajul. Cum? Nu se iau decât meciurile directe din play-off și erau la egalitate perfectă. Prima manșă a barajului se va disputa duminică pe terenul celor din Adjud. Meciurile de baraj se joacă în sistem tur-retur, prima manșă fiind programată pe 16 iunie de la ora 18. Returul se va disputa pe 23 iunie de la 17.30, cu o jumătate de oră mai devreme, în cazul în care va fi nevoie de prelungiri. Mă înțeles că dumneavoastră i-ați văzut. De fapt știu de la dumneavoastră că i-ați văzut. Da, i-am văzut, i-am studiat... Dar poate un meci greu. Știți cum sunt meciurile de baraj? Care pe care? O să vedem la fața locului. Nu mai sunt câteva zile, duminică. Deci până duminică nu e așa prea mult timp. E o echipă bună, o echipă așezată, cu jucători cu experiență. Au și un antrenor de Liga 3. Deci, da, eu zic că șansele sunt egale. Vedem după primul joc. Lanurile vor avea avantajul terenului propriu în retur, iar conducerea tehnică a echipei speră că suprafața de joc și publicul să fie două aturi în plus pentru o promovare istorică. Beneficiați de avantajul al echipei care dispută returul pe terenul propriu. E adevărat, dar nu prea mai e un avantaj. Acum nu se mai pun golurile din deplasare, dacă ai dat un gol să fie mai mult. Dar... E un avantaj pentru noi că jucăm acasă, probabil că și public o să fie numeros. Important e să nu pierdem sau să pierdem la un gol diferență. Cam asta ar fi celul nostru. Dar eu am încredere în jucătorii mei și cred că nu vom pierde. Pentru fotbalul buzoian, Lanurile ar completa o triplă istorică dacă ar promova, după reușitele celor de la Gloria Buzău și Metalul. În trecut, cele două județe vecine s-au mai duelat pentru promovarea în Liga a III-a. Numai departe de 2022, Voința Limpezii și-a avut câștig de cauză la baraj în detrimentul celor de la Victoria Gugești.